Bun și bine te-am regăsit! Astăzi o să discutăm despre cuvinte care se scriu la fel, dar au sens total diferit. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petrești timp frumos alături de mine. Haide să ne jucăm împreună! Eu spun cuvântul leu. Oprește înregistrarea și desenează obiectul reprezentat de acest cuvânt. Spune și colegilor care este acesta. Apoi, revină la filmare să vezi imaginile pregătite de mine. Pune stop și te aștept. Ai desenat cumva leul regele animalelor? Sau te-ai gândit la moneda noastră națională? Ce observi? Ambele sunt corecte. Cuvântul leu este un cuvânt care are mai multe înțelesuri. Lac. Când mama spune că și-a dat unghiile cu lac, înseamnă că este vorba despre lacul unde mergi și te plimbi cu barca? Nu. Sau despre lacul pe care știi că îl folosește bunicul pentru a proteja lemnul? Niciun caz. Este clar vorba despre lacul de unghii. Observi, cuvântul lac are și el mai multe sensuri. Un alt cuvânt interesant. Bancă. Eu te aștept pe banca din parc. Dar în același timp știm că bancă mai este și cea în care stăm la școală. Și bineînțeles că ne gândim și la banca aceasta de unde mergem și scoatem bani. Banca comercială. Fii atent când folosești acest cuvânt. Bancă. Știai că și cuvântul lamă are mai multe sensuri? Spre exemplu, dacă eu spun am văzut o lamă mâncând, mă refer oare la lama pe care o folosește tata când se bărbirește? Nu. Oare mă refer la lama dintr-un biliceag? Cu siguranță nu. Eu m-am referit la animalul acesta deosebit, lama. Somn. Cu siguranță te gândești exact la momentul în care te-ai trezit din somn. Dar să știi că eu pot spune că astăzi, la prânz, am mâncat un somn delicios. Și nu mă refer la ceea ce te-ai gândit tu, ci mă refer la peștele care poartă această denumire. Somn. Te-ai gândit vreodată că dacă spui cuvântul cățel, cineva se poate gândi la cu totul altceva față de tine? Tu probabil te gândești la cățelul care tocmai a primit un os și este tare fericit. Dar poate eu mă gândesc la cățelul de usturoi. Cheie. Clar. Este vorba despre cheia pe care o folosesc pentru a intra în casă. Descui ușa cu cheia. Dar tot cheie folosește și mecanicul pentru a repara mașina. Și, bineînțeles, în muzică avem cheia sol, care este simbolul scris la începutul unui portativ pentru a indica înălțimea notelor scrise. Așadar, cuvântul cheie. Această activitate este pentru tine. Pornind de la cuvântul corn, te rog să scrii P
propoziții în care să scoți în evidență care sunt sensurile acestui cuvânt. Spor la lucru!